Dragii mei, o să începem cu o mică rugăciune, pentru că tema cărții care o lansăm astăzi impune așa ceva și vreau să mai prind și un pic de curaj. Cum vine să cu adevărat să fericim născătoare Dumnezeu cea pură, fericită și prea minovată și mare ca Dumnezeul nostru, ceea ce mai acinită decât heruvimii și mai slăvită fără asemă decât serafimii, care fără să Dumnezeu cuvânt a spus pe tine cea cu adevărat să te slăvim. Slavă Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și acum și purea și vecii veci. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește pentru rugăciunile Sfinților, pentru noi și Doamne, Iisuse, Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Amin. Se aude? Da. Sper că se aude acum. Numele meu este Ninel Canea și reprezint aici editura Contramundum pentru lansarea cărții de povestiri rusești de Paști. Înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc părintelui Ilarion pentru generozitatea pe care a acordat-o editurii noastre și încurajărilor și în faptul că și-a răpit din timpul său foarte aglomerat ca să vină aici în seara aceasta cu noi. Aș vrea să le mulțumesc și celor de la Curtea Brâncovenească pentru deschiderea pe care au arătat-o și nu în ultimul rând dumneavoastră pentru că v-ați făcut timp să fiți aici alături de noi. O să spun câteva cuvinte despre editură foarte pe scurt. Nu știu ce măsură ne cunoașteți. Și apoi o să mă refer puțin la acest volum de povestiri, după care o să-i citesc cuvântul Părintelui ca să ne împărtășească Sfinția lui mai multe. Noi suntem o editură conservatoare, tradiționalistă, care ne propunem în linii mari, foarte pe scurt, să fim o punte de legătură, să ocupăm un spațiu intermediar între biserică și cultura laică. Nu știu în ce măsură spațiul acesta este acoperit, dar noi asta ne propunem. Și am scos mai multe cărți care își propun să readucă în discuție anumite teme importante. Sunt unele cărți educaționale pentru copii care încearcă să restabilească niște principii de educație clasică dispărute în ultimii 10 de ani. Iar acum, în ultimele luni, am început să scoatem o colecție de literatură, pentru că ne dăm seama că literatura are un public mult mai larg decât celelalte cărți de eseu, decât literatura de idei, și ea reprezintă cel mai bine acest liant între biserică și cultură. De aceea nu este întâmplător că după un volum de un roman clasic englezesc, Epitropul, tradus pentru prima oară în limba română, am început cu aceste două cărți, am continuat cu aceste două cărți de povestiri rusești de Crăciun și de Paște, pe care le aveți acum în față. O să încerc să răspund la o întrebare pe care au adresat-o mulți oameni, unii cu un spirit polemic, unii poate cu bună intenție, sigur cu bună intenție, și anume de ce facem un volum de povestiri rusești de Paști. O să vin aici cu altă întrebare, și anume ce face din literatura, din marea literatură rusă, ce o face atât de specială? Pentru că, așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră v-ați putut constata, există un aer, există un ceva în literatura rusească care o distinge aproape fundamental de
restul literaturilor, mai ales de literatura occidentală. Lucrul acesta a fost constatat de mulți, adică vă pot, puteți și dumneavoastră găsi critici literari occidentali, nu sovietici sau ruși, care remarcă această deosebire fundamentală între literatura rusă și celelalte literaturi. Și o să încerc aici să schițez un răspuns. Există mai multe explicații. Prima dintre ele este amintită de Thomas Mann în romanul său Dr. Faustus, când se întâlnesc niște studenți germani și încep să discute probleme fundamentale. Ce e viața, ce e moartea, ce s-a întâmplat după. Și studenții aceștia, la un moment dat, zic că își pun întrebarea, oare credeți că mai există în lume cineva care discută așa cum discutăm noi nemții? Și la care un altul răspunde rușii și ceilalți la probă. Și lucrul acesta îl cunoașteți foarte bine din romanele lui Dostoevski, unde se pun tot timpul, întrebările sunt perpendiculare, tranșante, ce va fi după moarte, de ce suferă copiii, nu sunt niciodată, sau sunt foarte rar evitate discuțiile acestea fundamentale care preocupă soarta omului. A doua însușire foarte puternică, pregnantă a literaturii ruse, este o critică implicită a raționalismului apusean. Și ce am în vedere prin raționalismul apusean, ideea aceasta nu mi-a aparține, apropo, deci ideea aceasta că literatura rusă reprezintă în esență o critică implicită a raționalismului apusean, îi aparține, printre alții, unui critic american pe care îl cheamă Gary Saul Morrison și care, în momentul acesta, reprezintă cam autoritatea principală în materie de literatură, e profesor la Universitatea Americană. Dacă vă gândiți, de pildă, la Omul din subteranul al lui Dostoevski, care tot timpul era măcinat de aceste probleme, că 2 plus 2 fac 4, că omul e un atom într-o mecanică socială, că există ceva, un dat ireductibil al omului. Toate problemele, repet, din romanele lui Dostoevski, sau dacă vă gândiți, de pildă, la romanul lui Tolstoi, la Război și Pace, în care apare în mod repetat ideea aceasta că viața scapă formulelor totalitare, exhaustive, celor care vor să încastreze omul într-o formulă unică, irepetabilă și dată o dată pentru totdeauna. Acolo apare sub forma generalului Kutuzov, care înainte de bătălia de la Austerlitz le spune celorlalți generali prezenți că avem nevoie în seara asta, lucrul cel mai important este să avem un somn bun, să facem teoretizări, pentru că mâine trebuie să fim odihniți ca să putem lua în calcul orice eveniment imprevizibil. Apare și într-o replică a prințului Andrei și aceasta e o idee fundamentală la Tolstoi, adică nu este o scăpare. O să vă spun în acest sens o anecdotă pe care o repeta Tolstoi o întâmplare, un pictor rus, Alexander Brulov, care l-a corectat la un moment dat pe un student de-al său și a făcut o foarte mică corectură. Și studentul a exclamat când a văzut acest lucru, abia ți-a atins-o cu puțin și deja este altceva, s-a schimbat complet desenul. La care Brulov i-a spus, arta începe acolo unde începe acel puțin. Iar comentariul lui Tolstoi la această anecdotă este că nu doar arta începe acolo unde începe acel puțin, ci viața, în general, începe acolo unde au loc aceste mici schimbări infinitezimale, această mică, toate aceste lucruri care scapă teoretizărilor abstracte. În fine, ultimul lucru pe care l-aș aminti, se poate filozofa mult de aici încolo, dar nu o să vă răpesc spațiu și timpul cu asta, dar ultimul lucru pe care l-aș aminti în favoarea literaturii ruse, îl reprezintă antropologia, adică teoria naturii umane. În marea literatură rusă, la Cehov, la Tolstoi, la Dostoevski, nu doar la Leskov, găsiți o antropologie, o teorie a naturii umane tridimensională. De obicei, în literatura occidentală de calitate, dacă vă uitați, există o imagine bidimensională, adică omul e compus doar din trup și suflet. În literatura rusă sau în literatura ortodoxă în general, este o imagine tripartită a omului, adică au trup, suflet și duh, adică organul prin care comunici cu Dumnezeu și prin care ai acces la
la transcendent. Lucrul acesta scapă. Nu-l veți regăsi în literatura occidentală. Și aceasta o distinge fundamental și conferă o notă foarte realistă. De aceea, atunci când citim și vedem personajele acestea rusești, vedem că au tot felul de potențialități. Se mișcă când într-o direcție, când alta. Bun. Însă, dacă ne privim cu mai mare atenție la ceea ce am spus acum, adică la confruntarea cu problemele fundamentale, la critica foarte susținută a raționalismului apusean și la antropologie, ne dăm seama că toate aceste trăsături nu apar ca un dat genetic. Nu e ceva care ține de firea rusului per se. Și ele vin din iradierea, din influența pe care Biserica Ortodoxă a avut-o în Rusia. Și în biserică te confrunți cu problemele fundamentale, de pildă. În biserică, caracterul teologic al ortodox este apofatic, nu este un caracter catafatic în care sunt explicate dogmele. Și se folosește această tehnică în care nu strivește corola de minuni a lumii și nu reduce individul la ceva mecanic. În fine, antropologia, cum vă spuneam, este preluată aproape integral din, din teoria umană a bisericii, din teoria naturii umane a bisericii. Deci, rezumând, influența, iradierea bisericii este cea care face ca literatura rusă să aibă acest aspect cu totul și cu totul aparte. Și lucrul acesta se aplică nu doar în literatura rusă. Dacă vă uitați, avem în această carte, avem și niște ilustrații, niște picturi, veți constata că picturile nu aparțin unor pictori religioși, nici pe departe. Sunt pictori de subiecte laice, în general, dar care au foarte multe tablouri dedicate marilor sărbători, ceea ce nu veți întâlni, de pildă, în alte culturi ortodoxe. În același timp, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră sunteți melomani și, la fel, vedeți, ascultând muzică clasică, simfonică, rusească, vedeți, din nou, există pecenile lui Rachmaninov, există liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, există liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur pusă pe muzică de Tchaikovsky, putem menționa și pe Stravinsky, deci, vedeți, există o influență foarte, foarte puternică. Iar această influență m-a făcut să descoper cu foarte mare plăcere și mulți autori care nu doar că nu sunt încadrabili în tabăra sau în sub eticheta aceasta tradiționalistă conservatoare, cum l-am putea încadra de pildă pe Dostoievski, pe Leskov sau de ce nu și pe Tolstoi cu tot felul de rezerve, însă ea apare la scriitori care sunt comuniști, de pildă, sau scriitori progresiști, ultramoderni. De pildă, unul dintre acești scriitori este Saltykov Shchedrin, un satirist cinic ieșit din comun, talentat, dar ale cărui scrieri sunt destul de greu de citit, tocmai datorită acestui cinism pe care îl respiră fiecare pagină. De pildă, ca să vă dau un singur exemplu, poate unul știți, într-o povestire de Crăciun de-a lui, eu n-am inclus această povestire, îl ia pe un băiețel, dintre acesta de mujic, și-l duce acasă și acel băiețel se îmbată și el asistă pasiv la toată această veție. Însă, atunci când scrie de Paști, spune următorul lucru, Saltykov Shchedrin. Spuneți-mi, de ce noaptea aceasta aerul e întotdeauna atât de cald și de liniștit? De ce scântează pe cer milioane de stele? De ce natura poartă un veșmânt de bucurie? De ce un șuvoi de veselie mi-a năpădit deodată inima care stă să-mi sară din piept? De ce îmi zvâcnește sângele și mă simt parcă luat pe sus și dus de un val nevăzut? Nu este nici pe departe un exemplu singular. Am inclus aici în carte o povestire autobiografică, o amintire a Marinei Zvetaeva, care este alături de Anna Akhmatova, cea mai importantă poetă din secolul 20 a Rusiei și o figură foarte tragică, o figură tragică chiar și după standardele rusești, care știți că sunt cum sunt. Adică și-a dat un copil la
orfelinat care a murit, l-a dat la orfelinat ca să-l scape de foame, nu ca să ca să scape de el, a încercat să-l salveze pe acel copil și copilul a murit. Soțul a luptat de partea albilor, a ajuns după aceea agent NKVD și se pare că ar fi contribuit inclusiv la uciderea lui Trotsky. După aceea s-au întors în Rusia, a fost fiica ei, cea care i-a supraviețuit, a fost condamnată la moarte, după aceea a fost condamnată, i s-a comutat pedeapsa în închisoare, soțul a fost condamnat, deci o viață, ea s-a sinucis în cele din urmă. Este ultima, sau mă rog, nu ultima, dar nu te aștepta la o asemenea persoană, la un asemenea poet, să auzi genul acesta de mărturii. Vă recomand această povestire, o găsiți în care se numește Paștelan, din poveste despre Sonicica Paștelanului 1919. Imediat vă citesc, vă rog, cu de răbdare. Așadar, 11 ceasul seara, în sâmbăta patimilor, Aria, era fiica ei, rămasă cum era în rochie, doarme. Eu sunt tot în rochie, dar nu dorm, ci zac și mă pârjolesc cu amărăciunea primului Paști din viață fără Hristos a înviat, cu dovada definitivă a singurătății mele de câine. Într-un final ajunge la biserică, dar ce e relevant e că pentru ea nu putea concepe Paștele fără Hristos a înviat. Deci nu era doar o sărbătoare în care ciocnești ouă și mănânci pască, ci avea era strâns legată de biserică. Nu e nici pe departe singura. O să vă dau un alt exemplu care e mai cunoscut în cultura română, și anume Serghei Esenin. Esenin are un ciclu de poezii religioase, inclusiv una despre Paște, are mai multe despre Crăciun. Și știți că și el a fost de partea comuniștilor, are versuri oribile, care s-au tradus oribile din punct de vedere al conținutului, nu din punct de vedere al lirismului, niște versuri oribile, nu o să le amintesc acum, dar e aproape ceva psihiatric în toată această dedublare sau multifacete pe care le-au poeții ruși moderni. Pe de-o parte poate să exprime poziții foarte atee, foarte revoluționare, foarte dure, iar pe de altă parte găsești pagini pur și simplu ortodoxe. De pildă, că tot a fost ieri canonul Sfântului Andrei, Ana Akhmatova, cea mai mare probabil poetă a Rusiei, are o poezie special în despre Sfântul Andrei. În acest volum am încercat să prezint cam tot ce are mai bun literatura rusă în materie de literatură pascală și sunt aici cuprinse nu doar scrierile unor autori extraordinari, cu reputație indiscutabilă, cum ar fi Cehov, Kuprin, Dostoievski. Sunt multe scrieri în premieră, deci sunt pentru prima oară traduse în limba română, dar sunt și mărturii ale unor oameni politici importanți, cum e Constantin Pobătănoșteș, care a fost tutorele ultimilor doi țari și are o mărturie foarte emoționantă. Și sunt și niște amintiri pe care le recomand cu căldură din Gulag, o amintire absolut mișcătoare despre Sfântul Ilarion Troischi, un mare sfânt mărturisitor al vremurilor moderne. Și puteți găsi inclusiv și o povestire, cel puțin o povestire foarte frumoasă despre copii care poate introduce în teme mai serioase. Așadar, cred că mai toată lumea are ceva valoros de găsit în această carte pe care o prezentăm astăzi. Să închei aici, vă mulțumim din nou și o să-i dau cuvântul acum părintelui Ilarion, pe care abia aștept și eu să-l ascult. Dragii mei,
mă bucur foarte mult că Editura Contramundum a avut această inițiativă. Pentru că în epoca asta care o trăim noi, în epoca inculturii, a ignoranței și a manipulării, deci am văzut foarte agresivă, o carte care cuprinde sau dedicat unei literaturi care vin într-o zonă de frate ortodoxă, mai acum, înainte de Sfintele Paști, este binevenită. Și orice astfel de eveniment, practic, este un act de rezistență. Pentru că ceea ce domină lumea de astăzi, vorbesc de lumea occidentală, în care suntem și noi încadrați, de fapt, începe să domine ușor și acel cancel culture, de anularea culturii. Este un curent nihilist care tinde să anuleze tot ce a creat mai frumos omenirea până acum, tot ceea ce omul a reușit să exprime din nobleța lui profundă, din chipul cel din tis de Dumnezeu un om. Pentru că, vedeți, cultura europeană este cultura care a dominat lumea și domină lumea, numai că ea a urmat un curs nefericit, ca să zicem așa. Știți, mă gândeam câteodată așa, de ce trăim într-o perioadă în care, de exemplu, lumea nu mai, foarte puțin lumea mai citește. Foarte puțină lume mai gustă poezia. Nu știu dacă în ziua cineva mai citește poezie. Ori poezia a fost, știți, modul în care omul a comunicat limbajul. Inițial omul era un limbaj poetic. Noi am reușit să distrugem acest lucru în noi, treptat, această cultură, această modernitate pe care ne-am dorit-o, la care am achiesat cu foarte mult entuziasm, iată că roadele ei sunt niște roade otrăvite. Știți, am gustat din pomul cunoașterii bine și răului. Așa simt o cultura modernă. De fapt, acum ne întoarce la acel moment inițial al păcatului original, când omul s-a desprins de Dumnezeu prin neascultare și omirea de astăzi, omul de astăzi, dacă se care exemplu într-un fel, este printr-o neascultare totală de Dumnezeu. Nu mă spun nici măcar, nu mă spun unii de ceilalți, pentru că suntem foarte egoiști și ascultarea devine așa o... Nu, de unde era, este o virtute absolută, devine o cum să spun eu, un comportament care este de cele mai multe ori blamat. Omul trebuie să fie el însuși, să ai personalitate, cum să spun eu, să ai stimă de sine. Când au cuvântul ăsta, mă prăpădesc aproape, o stimă de sine. Și cursul dezvoltare personală și așa mai departe. Toată această revărsare de învățătură care nu are nimic de a face cu învățătura creștină, deci ne punem în opoziție total cu ce ne învață Biserica, Sfinții, Părinți și așa mai departe. Acest volum de care ne pune în față Editura Contramundum ne descoperă o altă lume care și noi avem o legătură, pentru că venim și într-o zonă ortodoxă și vedeți, chiar dacă din vedere etnic noi suntem foarte diferiți de slavi, de ruși, și avem un etos diferit, dar în același timp avem și asemănări în etosul nostru. Și asta ține de această să zic eu, acest refuz de a pleca din ortodoxie, dar rămâne în ortodoxie. În biserică, de fapt. Că ortodoxia este biserica. Rămânem în biserică. Și la un moment dat
Nae Ionescu a avut în prin anii 30 o dispută cu un cu un domn ardelean, un distins domn ardelean, Frolo. Și într-unul din articole Nae Ionescu spuse că a fi român înseamnă să fie ortodox. Și cu acest domn Frolo nu a fost de acord cu acest denunț și a zis, da cum, greco-catolice nu sunt buni români. Și Nae Ionescu a zis, buni români sunt, dar nu sunt români. Pentru că credința este ceva care ține, este ceva organic, care nu este o, care nu ține de, neapărat de un acceptanță personal. Te naști pentru că te naști în această zonă, te naști într-un, într-un cadru, într-un mediu care, care transcende omului, persoanei. Să nu ne spune românii că suntem un popor ortodox de la, de la originele noastre. Acum, originele noastre, sigur că da, putem discuta pe, pe, pe tema asta. Este clar că noi nu avem un moment de, de încreștinare în istoria noastră. Totul în istoria noastră este așa difuz, pentru că proto-părinții, proto-românii, se mă și nu știi, daci, aveau credință, erau monoteiști, și credeam în, în, în nemurire. Și atunci credința creștină era un fel de creștine avant la letră. Cumva erau pregătiți pentru primul mesajul evanghelic într-un mod că, foarte firesc. Și noi am devenit creștini la modul cel mai firesc cu putință. Și suntem până ziua de azi, cei care mai suntem creștini. Pentru că și acest, această revărsare de, 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 de cultură necreștină pe care Sfântul Nicolae Benirovici a condamnat-o foarte mult. Cine a citit prin fereastra temniță, în ce foarte mult la ce mă refer. Din păcate ne-a împărtat foarte mult de etosul nostru. Ne-am siluit cumva sufletește în nădejdea că vom fi mai civilizați, vom fi mai avansați cultural și de fapt ne-am dus către o direcție opusă. Și se vede modul, se vede tot acest lucru, un lucru care noi, noi trăim astăzi. Trăim într-un mediu extrem de politizat și de ideologizat, nu pentru că ideologiile s-au epuizat într-un fel. Am trăit toate ismele posibile în secolul trecut și începând din secolul de la Revoluția franceză și am trecut, l-am experimentat. Nu neapărat noi direct, alții și apoi l-am adoptat și noi, l-am împrumutat și noi, că am avut această dorință, această încercarea noastră de a, de a ieși dintr-o, dintr-o zonă, să zic eu, arhaică și am forțat această ieșire. Și Eminescu are câteva articole fabuloase despre faptul că noi am importat niște forme străine de fondul nostru, al etosului nostru. Și am înlocuit niște forme autohtone cu altele străine și am îmbrăcat un fel de haină străină nouă, un fel de cămașă de forță. Toate, toate instituțiile care astăzi noi le avem în, în ceea ce se numește stat. Așa, sigur că acum ne-am obișnuit cu ele, mi se par firești, mi se pare că așa trebuie să fie. Tot ce înseamnă legislație, codurile care vin la codurile napoleoniene și am adoptat așa pe, pe nemestecate, ne-au făcut să fim ceea ce suntem astăzi, pentru că am crezut cu toții într-o formulă politică, într-o soluție politică a omului, într-o rezolvare pe cale politică a tot ce, ce înseamnă devenirea noastră. Și aceasta este marea, marea înșelare a omului. Am auzit că aceasta în de carte a strâns și niște polemici care vin din zona politică. Au spus, dar voi promovați Rusia în acest moment, că Rusia este o țară agresoare? Promovați pe Putin? Este o idioțenie. Nimeni nu poate, nu poate prelua aceasta, nu, nu se poate poziționa așa. Înseamnă că n-ai pic de înțelegere, adică nu de intelectual, ești, ești nul. Nu poți să abordezi așa ceva. Nu o astfel de stare de carte din această poziție. Dar vedeți cât de mult ne-am dus în această, în această înțelegere a omului, a lumii, pentru că
odată cu ieșirea din să mă duc un pic la carte și ca să acest element ne descoperă un anumit tip de raportare a omului la, la ceea ce este esențial pentru om și pentru viața lui. Rusia a fost o țară frământată de ideologii, de, de confruntări, de idei și în această vreme veți, veți redescoperi această frământare a, a lumii moderne, care în Rusia a capătat accente dramatice și chiar tragice, pentru că au trecut prin foarte multe frământări politice, mai mult decât la noi am fost așa, o țară cumva de, de țăran, țăranul român și-a văzut acolo de locul lui, de, de țarina lui, a trăit cu minte, mai puțin interesat, pentru că el trebuia să supraviețuiască pur și simplu, interesat de marile curente culturale, spirituale, ideologice ale, ale Europei. Rusia a avut această, de la Petru I, a avut această dorință de, de dezvoltare, de, 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 de modernizare, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, și pe sarul Petru I a, a dorit să, să ducă Rusia într-o altă poziție în rândul marilor imperii, marilor, marilor civilizații, și s-a inspirat cel mai mult din, din cultura occidentală, a adus acolo, a adus în Rusia arhitecți, ingineri, oameni de știință, profesori, oameni de cultură, arhitecți, într-un efort excesiv de a moderniza Rusia în mod forțat. Și în momentul acesta Rusia a avut acest parcurs de forțare a lucrurilor. Deci a fost un demers în esență politic, nu a fost un spiritual. Și știți, la un moment dat Rusia a ajuns ca, ca biserica să fie condusă de un comitet de stat, de o, de o structură guvernamentală. Dar nu mai aveau sinod. Da? Nu mai aveau sinod. Și erau condusă de o... Aveau, era un fel de consiliu de, 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 de stat pentru, pentru dedicat bisericii, conducerii bisericii. Și culmea în capul șeful de multe ori acesta... Șeful acestei structuri era un neortodox. Adică Rusia s-au pregătit chiar momente dramatice, evenimente dramatice și procese dramatice. În această carte veți, veți surprinde mult în aceste aspecte, aceste frământări la nivel și personal. În acest timp veți găsi această deschidere a sufletului slav către, către creația Dumnezeu, către credință, către biserică. Citind câteva fragmente din carte de diverse autori, mai de la Cehov, mi-am să aminte de un, un film foarte frumos care l-am văzut când eram student în anii 80 sau la început, până în anii 80, Stepa. Era o ecranizare după Cehov, căută de, cred că, Mihalkov, nu mai știu exact. Era lumea văzută prin ochiul unui copil. Știți? Era era o călătorie a unui copil împreună cu, cred că, bunicul lui către un târg și traversau stepa, mergeau câte târgul acela și erau, în film trece prin toate transformările naturii, plouă, se înseninează, este soare, gâzile încep să zboare. Este minunat filmul, nu știu dacă trebuie să-l vedeți, chiar deja aș recomanda și acest este acest mod curat, frumos de a, a, de a se raporta la ceea ce a oferit omului Dumnezeu, această creație minunată pe care modernitatea o omoară. Știți, și în această relație firească cu creația Dumnezeu. Dumnezeu ne-a adus, ne-a pus vedeți, totul e dar la Dumnezeu. Lumea în care trăim noi, noi suntem dar lui Dumnezeu. Această, și ne-a pus Dumnezeu aici ca să ne bucurăm de darul acesta lui, darul vieții, de tot ceea ce a pus în jurul nostru, tot ce înseamnă ceea ce numai natură, da, de începând de la firul ierbii, cu toate gâzele, toate animale și le mai frumoase, și plus relații dintre noi, care trebuie să fie relații de dragoste în esență. Și am să vă citesc la sfârșitul cu un cuvânt al țarului Nicolae al II-lea,
adresat în anul 1918 prin fiica sa Olga către cei care au rămas loiali. O să vedeți în sfârșit, cam am amintit de cuvântul dragoste, ce frumos prin acest film care pe bun drept a fost canonizat de Biserica Rusă. Într-adevăr, a fost sfânt, este sfânt, este martir, este mucenic, clar, fără nici un pic de îndoială. Deci Rusia a trecut prin această mașină de tocat a istoriei cum n-a trecut niciun alt popor. Și tindem să nu ne dăm seama acest lucru și să... Acum, ce se întâmplă acum, nu vreau să intru, că nu e altă, e un subiect care nu vreau să mă, în care să intru. Este clar că și acum este o tragedie. Acolo este un război fratricid, cum a fost toate războaiele, de fapt, de la Cain și Abel, știți? Toate războaiele sunt fratricide, de fapt. Se omoară frații între ei. Deci este o nenorocire. Este cu totul ce se întâmplă acum în Ucraina. Ucraina, Rusia. Pentru că acolo sunt, știți, este un război fratricid. Și nu vreau să spun altceva. Și... Dar asta vreau să vă spun, citind această carte veți descoperi un mod de raportare care tinde să se ducă într-o introspecție a omului. Și în același timp descoperim toată această această catastrofă care s-a bătut asupra Rusiei. La ei, inclusiv perioada bolșevică, perioada în care după ce Imperiul Țarist a căzut și s-a născut pe ruinele lui Imperiul Sovietic, impactul cultural a fost fantastic. Vreau deci să vă spun, uitați-vă la aici, este o piesă de Vasili Nikiforov Volgin și este la el aici descrie un moment, momentul Paștilor și acest contrast între cei care mergeau la biserică și cei care deja se întorceau total împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii și care și manifestări de genul acesta se anunțau alte afișe, slujba de înviere comsomolistă începe fix la ora 12 noaptea, cea mai nouă comedie a lui Anton Izumov, Hristos în frac. Potop de hohote, umor în cascade. Adică sunt lucruri teribile. Noi nu ne-am trăit în România, chiar dacă ne-am privat, dar, să zic eu, stalinistă și noi, parcă așa ceva n-am avut. Dar asta este tipic sufletului slav, ei sunt în extreme se duc. Slav, rusul, este ori înger, ori demon. Da? Noi suntem mai căldice așa, nu știu că e mai bine. Dacă e mai rău, dar tindem să stăm în zona căldicită, știți? în afară de asta vom descoperi un mod de raportare la sărbătoarea Sfintei Învieri, care pentru ruși este o sărbătoare fundamentală în care, să zic, tinde ca tot răul să înceteze în această perioadă. Și aici avem exemple de oameni păcătoși, unul care și-a omorât soția și care la sluba de înviere plânge în hohote. Adică niște manifestări umane foarte profunde și o pocăință autentică. Nu știu dacă noi trăim această perioadă pascală la fel de intens, nu știu dacă suntem capabili. Pentru că dar aș vrea ca această lectură să ne ajute să ne întoarcem la această tăiere profundă și asta să închei cuvântul meu cu acest îndemn, dar ne întoarcem la această tăiere profundă a învierii, a perioadei pascale care se termină cu noaptea de înviere, care este, știți, am mai vorbit-o, am mai spus-o și la mine acolo. Marea problemă, să zicem, întoarcem la noi, la români, marea problemă a credincioșilor români sau a românii de astăzi este că noi nu mai trăim la modul autentic și profund credința. Suntem credincioși superficiali. Am ajuns marginal cumva credințe. Nu mai suntem conștienți de jertfa lui Hristos
Și chiar aseară am citit un mic articol scris de un fiu duhovnicesc care descrie poate în mod aproape naturalist pătimirea lui Hristos pe cruce. Și știam, dar nici nu ne dăm seama de suferința fizică atroce a Mântuitorului pe cruce. Ori este o suferință pe care Hristos o poartă în continuare și care a purtat-o pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Nu este o suferință așa la grămadă, la modul general. Este o suferință individuală pentru fiecare dintre noi. Deci un om, Hristos, omul, a suferit la modul absolut pentru fiecare dintre noi, iar noi tind să ignorăm această suferință la modul absolut. Acesta e paradoxul credinciului de astăzi. Ceea ce este este cutremurător și sfâșietor. Suntem atât de prinși în micimile noastre, în acest egoism al nostru, din care nu putem și nu putem depăși. Și așa este o tragedie, este ceva cumplit. Să nu mai ai... Când e vorba de o simplă empatie, este vorba de o împreună pătimire cu Hristos. Că acolo trebuie să mergem. Și urmează imediat săptămâna mare, săptămâna patimilor, în care, sigur, cu studia aceasta minunată, cu studia aceasta, să zic eu, apoteoza anului bisericesc, așa, a slujbelor din cursul anului bisericesc, care culminează în săptămâna patimilor, și apoi cu învierea. Și mă bucur că am acest prilej și să vorbesc acum prezent această carte ca să fie ceva care să ne stimuleze cumva, plecând de la nivel intelectual, măcar, și apoi și afectiv, ușor, ușor, să ne stimuleze această, cum spun eu, apropiere de Domnul, de Hristos, de palmă și de înviere, pentru că, dragii mei, noi nu suntem în biserică. De ce noi suntem la biserică? Că avem nevoie, avem nevoie de încurajare, avem nevoie de sprijin, de suport, avem nevoie ca noi să ne asculte rugăciunile, avem nevoie... De ce avem nevoie? Avem nevoie pentru că noi, acolo este viața, dragii mei. Pentru că noi credem în înviere, credem în viață. Dacă nu credem în viață și în viața aceea, nu credem în nimic. În ce credem? În moarte. Când trăim într-o cultură a morții. Cultura actuală, tot ce ne înconjoară, este o cultură a morții. Mergem în spitale ca să murim. Omorâm prunci. Da? Este o cultură a morții. Și considerăm toate lucrurile ca fiind firești. Uciderea unui prunc în pânzile mamei este un lucru firesc, legal. Și în Occident, dacă cumva spui, întrebi să spui că avortul este nefiresc, trebuie să fii, nu ne-am dat ostracizat, dar chiar și condamnat de lege, că n-ai voie să descurezi pe nimeni să facă un avort. N-ai voie să spui unei femei, unei fete, care este într-o situație că de acolo nu este vina ei, acolo este bine, au întrebi societăți, au întrebi culturi, pentru ea crește într-o cultură. Crește în așa cultura morții. Iar noi am ajuns să te mai la lăul, și mai firesc. Vă dați seama cât de departe ne-am îndepărtat de tot ce înseamnă cultura vieții, cultura Duhului. Că Duhul Sfânt este Duhul dătător de viață, făcător de viață. Da? Duhul adevărului. Am ieșit din adevăr. Ieșim din cultura vieții și intrăm în, dacă nu e viață, ce este? Este moarte. Nu este lumină, este întuneric. Nu este dragoste, ce este? Nu mai e nimic. Și nu suntem conștienți de acest lucru. Știți? Pe mine asta mă sperie. Eu vă spun că vorbește pentru mine, eu însumi nu mai sunt la fel de... Îmi dau seama că nu sunt... Nu trăiesc la modul intens, că aici nu este grad de intensitate, la modul adecvat.
toate aceste lucruri. Nu le trăim. Suntem prinși în mediocritatea noastră, în căldicimea noastră. E necălduț, ne este bine, mâncăm bine, avem ce... Ne este călduț în casă și toate astea. M-ați înțeles? Avem un confortul nostru. Ce ne mai trebuie? Pentru ce avem nevoie de Dumnezeu? Stephen Hawking a zis că se poate explica universul fără Dumnezeu. Păi, dacă noi putem să ne creăm acest mediu confortabil, ce să avem nevoie de Dumnezeu? Pentru ce? Pentru că am pierdut perspectiva veșniciei. Noi suntem acum, aici. Ce o să fie mâine? Păi, o să fie și mine cald, am frigiderul plin, l-am deschis, am mâncare, ce treabă mai am? Da? Și spune, suntem amnezici. Suntem amnezici. Și ca a vorbit fratele Ninel de că este tind să editeze o carte conservatoare. Nu știu cum se mai potrivește. O carte păstrătoare. Cărțile păstrează, știți? Păstrează memoria. Păstrarea memoriei este pentru că pierderea memoriei, amnezia, este o golire a omului. Noi dacă am fi amnezici, n-am ști cine suntem. Dar, din păcate, de multe ori uităm cine suntem. Că suntem Fiul lui Dumnezeu. Că suntem chemați la îndumnezeire. Da? Adică noi suntem fii de împărat. Suntem neam nobil, cum spune. Neam împărătesc, cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Suntem neam împărătesc. Nu suntem niște creaturi așa, care, cum să spun eu, oarecare, așa, aruncate aici într-un mediu, niște lipsite de, cum să spun eu, de supuse hazardului, că apropo de, că tot ne teme foarte mult că ce ni se întâmplă, trăim într-un mediu, în dimensiune aruncată în mediu, care este de multe ori toxic, trăim într-un mediu plin de diversi agenți patogeni care ne pot afecta, ca și cum Dumnezeu ne-a lăsat aici așa lipsiți de apărare. Pentru că nu mai credem că Dumnezeu ne apără, nu mai credem că Dumnezeu proniator, Dumnezeu care să ne poartă de grijă, pentru că nu mai credem că Dumnezeu este Tatăl nostru. Deci noi spunem rugăciunea ta, rugăciune, și dar unde este că Tatăl nostru, Dumnezeu nu este un Dumnezeu abstract. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dacă credem în asta, adică avem problemă liberă de sau nu crede. Trebuie să ne decidem, crede sau nu crede. Da? Deci despre asta vorbim. Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer. Da? Că spune Hristos, să nu vă numiți Tatăl pe pământ, nu, unul singur este Tatăl vostru, cel din cer. Cred că, dar din păcate aici suntem. Și salut așa cu toată bucuria această apariție, că este o lectură care ne poate trezi un pic. Să vedem cu câtă bucurie, cu câtă naturalitate să ne putem raporta la aceste sărbători pascale, să vedem și ce înseamnă să avem ocazia să vedem ce înseamnă să fii lipsit de posibilitatea de a participa la sărbători de Paște, să nu poți zici Hristos a înviat. Și s-am avut acum 2 ani de zile, în 2020, da? Când a început așa zisa pandemie sau ce a fost ea, când nu au putut participa la slujba de naștere a celălalt pascală și de înviere inițial și apoi și de Crăciun au fost și la, a fost mai simplu. Da, a fost pentru prima dată în istoria acestui ținut creștin când, să zic, că participarea la slujba de înviere a fost restricționată. Unii dintre noi am primit oarecum firesc acest lucru. Asta este, ne păzim, ne apărăm, dacă așa ni s-a spus, așa facem. Am acceptat foarte ușor această desprindere de această absență noastră de la slujbă din perioada pascală, din păcate. Mă duc și nu se mai întâmplă acest lucru, dar se ține de fiecare dintre noi, adică
trebuie să avem această capacitate de a spune nu, știți, pentru că până la urmă lucrurile vin peste noi pe de o parte pentru că noi și există această tendință că Dumnezeu ne pedepsește. Dumnezeu știți cum este când un copil pleacă din casa părinților și păsește ceva rău, a păsit nu pentru că părinții lui l-au pedepsit, ci pentru că a suferit consecința propriilor fapte. În momentul când te desmiți de Dumnezeu, este firesc să suporți consecința acestui fapt. Când o iei pe cont propriu, nu ne poate opri nimeni să mergem pe cont propriu, să ne autonomizăm față de Dumnezeu. Da? Să ne căpătăm așa libertate. Care tot ni se prezintă, adică omul să fie, n-avem niciun fel de limită, n-avem niciun fel de restricție, libertate absolută. Sigur că da, omul are libertate absolută, așa cum e Dumnezeu și asta ține de chipul lui Dumnezeu care este în noi, suntem liberi, la modul absolut, ca și cum precum și Dumnezeu este liber, numai că suntem creatură și avem nevoie de, ca să rămânem în viață, am nevoie să fim conectați la izvorul vieții care este Dumnezeu. Putem deconecta și mai avem acolo o inerție biologică, noi și mai funcționăm un anumit timp, dar după care apare sfârșitul. Și sfârșitul este, după cum bine știți, nu e... Iar absența Dumnezeu în veșnicie, ceea ce numim iad, așa cum am spus altă, nu este o opțiune, pentru că este ceva groaznic, ceva teribil, ceva de înfricoșător. Ceva care nu poate fi, nu este o opțiune, nu este, noi trebuie să fim cu Domnul, știți cum. Dar trebuie să ne și dorim cu toată ființa noastră acest lucru și să și ne comportăm ca atare. Da, există un drum, această viață care este, acest timp care noi trăim aici este timpul mântuirii, timpul așezării noastre într-o veșnicie. Să ajute Dumnezeu să nu ratăm, știți, destinația noastră. Adică nu ne putem permite acest lucru. Iar pentru că Dumnezeu, chiar dacă, cum spun eu, știți, iadul, Dumnezeu iubește și pe cei din iad. Problema este că acolo cel care nu, cel care în acest răstimp al vieții pământești nu a reușit să intre cumva, să devină compatibil cu Hristos, într-un fel sau altul, dincolo, la ieșirea din această viață, această incompatibilitate cu Hristos, face ca să nu mai niciun fel de capacitate de a răspunde la dragostea lui Dumnezeu. Și dragul lui Dumnezeu devine biciuitoare, devine chinuitoare. Și acest lucru, dă seama că nu este, nu mă tem de moarte și de veșnicia ei. Acest lucru nu se termină niciodată. Devine o permanență. Ceea ce este înfricoșător. Noi aici deja prin tot felul de situații în viață, de crize personale, de dureri, de boli, de suferințe, de trădări, din partea apropiată, și mai departe, sigur că da. Dar toate sunt pentru un timp, după care ne liniștim, trecem, vine altceva, vine un moment de bucurie, vine un moment de supărare, un moment de tristețe, un moment de veselie și așa mai departe. Toate trec, toate sunt finite. În veșnicie totul este infinit. Durerea este infinită, veșnicie este fără de sfârșit. Și atunci, că trebuie să fie foarte, foarte serios la aceste lucruri. Da? Aceasta este problema și v-am provocat, să zic așa, un pic în această ultimă perioadă a postului mare și înainte de săptămâna patimilor, pentru a vă pregăti așa cu toată ființa pentru acest praznic minunat, această desăvârșitare învierii. Se bucurăm de înviere, dragii mei, și vedeți, ar trebui să păstrăm această bucurie a învierii de la an la an, de la o înviere la alta, să fie o înviere permanentă, adică
vedeți, noi ne întristăm foarte ușor, ne supărăm foarte ușor, ne spune ceva apropiat, ne spune un cuvânt greu și mă turbă și mă supăr și... Da, dacă am avea noi această bucurie a învierii, tot ar fi ca nimic. Ce să-mi pese mie? Poate a spus într-o neputință, a fost tulburat, poate a supărat și pe la altcineva, așa mai departe, dar eu bucuria învierii în mine, ce mai contează? Ce contează? Dacă Hristos a înviat pentru mine, au capul și a înviat pentru mine, ce mai contează restul? Nu ne putem ridica din această, micime de suflet, știți? Nu putem să fim generoși. Ce frumos ar fi să fim generoși, să iubim pe toți, știți? Și pe cei care, până la urmă, vedeți că Hristos ne-a spus, poruncă nouă, vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul și eu v-am iubit pe voi. Și este poruncă, dragii mei. Nu este un îndemn, nu este așa, ai, vedeți și voi ce faceți. Nu, poruncă nouă vă dau vouă. Da? E poruncă. Și suntem creștini. Adică suntem creștini, creștini înseamnă și care urmează pe Hristos și care mărturisește pe Hristos. Da? Ori ca să-L mărturisești pe Hristos, îl mărturisești doar iubind. Dacă nu iubești, atunci nu mă mărturisești pe Hristos. De multe ori spun, dar nu poți să-L iubesc. Sigur că da, nu poți să-L iubesc pe care te rănește așa și care te duce un război cu tine permanent. Și poți să începi prin a-L încerca să nu-L urăști, să nu-L spune aceeași monedă, și apoi să-I dăruiești acea dragoste pe care nu o ai. Pentru că în momentul în care încerci, îți dorești să dai, Dumnezeu primește. Spunea Părintele Nicolae Steinhardt, foarte frumos spunea, zice, Dumnezeu nu așteaptă de la noi să dăm ceea ce avem, să dăm ceea ce nu avem. Da? Și dragoste nu avem. Dar încerc să dau. Și atunci Dumnezeu vede inima mea, vede că vreau să acolo caut în cufărul inimii mele să scoși așa cu celălalt. Și Dumnezeu îmi dă, că e ca un boier, Dumnezeu dă așa, e când Dumnezeu când dă timp prea plin, că la totul de la Dumnezeu. Și îți dă dragostea aceea puternică, care... Da. Și apropo de asta, vreau să citesc acest cuvânt ca să și încheie din jurnalul Sfântului, de fapt, sau Nicolae, de fapt, nu-i din jurnalul, este o ultimă cuvânt care îl trimite celor credincioși către prin fica sa, Maria Dumnezeu Olga, și spune așa, Tatăl meu cere să li se spună tuturor celor care i-au rămas credincioși și tuturor celor care pot fi influențați de către aceștia, să nu caute să se răzbune din pricina sa. El ierta pe toți și se roagă pentru toți. E necesar să fim cu toții conștienți de faptul că răul care se află acum în lume va deveni și mai puternic și că răul nu s-a biruit cu răul, ci numai cu iubirea. Da? Uite cum e unui sfânt. Unui sfânt mucenic. Da? Răul se vește mai cu iubirea. Și... din acest motiv, noi nu avem altă soluție și nimeni niciodată nu avea altă soluție decât iubirea. Asta zic, ca să încheiem așa. Și unde vezi iubirea? În această urcare pe cruce, fiile pe lui Hristos și învierea sa. Acolo se vede toată dragostea lui pentru noi. Spunea dragul nostru Părinte Arsenie, spunea așa, ce putea să mai facă pentru noi Hristos? Oare ce putea să mai facă? Putea să mai facă ceva? Acum să ne putem face noi pentru Hristos. Da. E un răspuns care să-L dăm fiecare dintre noi. Da, vă recomand cu foarte multă căldură această lectură. Foarte frumoasă. Mă bucur că mai apar cărți, mă bucur că mai sunt doritori de lectură. Aceasta face să rămânem cumva deschiși către frumos, către cultura adevărată, pentru că acesta e modul cel mai firesc al demasarea omului cu cele mai frumoase trăsături ale lui. Un act de cultură într-un fragment pus pe o pagină care este din adâncul lui, din adâncul trăirilor înainte experiențelor noastre. Să ne aștept un Dumnezeu ca în perioada care vine, să vă pute așa cum se cuvine, să ne bucurăm cu toții de Sfânta Înviere și să ne întâlnim și cu alte ocazii la fel de frumoase. Mulțumim!